Ieri la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare a avut loc vernisajul expoziției Cer Liber, dedicată refugiaților din Ucraina. Prin această acțiune, conducerea instituției a dorit să vină în sprijinul familiilor care au fost nevoite să-și părăsească țara din cauza războiului. Vorbește despre astronomia în Ucraina în aceste vremuri complicate. Pe lângă partea expozițională, punctul nostru principal de atracție din punctul nostru de vedere este filmul în cupola planetarului, filmul în limba ucraineană. E vorba despre filmul realizat de planetarul din Baia Mare, Satelix, care a fost tradus în limba ucraineană și a fost construită o versiune audio în limba ucraineană pentru ca oaspeții noștri din Ucraina să poată beneficia și ei de o proiecție în cupola planetariului. La eveniment au fost programați să ia parte peste 100 de ucrainieni, cei mai mulți dintre ei fiind refugiați în Baia Mare. Cei mici au fost extrem de entuziasmați de cele văzute, iar principalele atracții au fost cupola și sala cu experimente. Așteptăm cel puțin 100 de ucrainieni, ei sunt programați în funcție de cerințe. Dacă va fi cazul, vom suplimenta timpul acordat acestui vernisaj. În principiu putem spune că tot ce este în planetarul din Baia Mare este interesant și instructiv pentru copii, dar cel mai mult le place în cupolă și în atelierul nostru de experimente științifice. La vernisajul expoziției au luat parte în special mame și bunici cu copii, iar cu această ocazie refugiații ucrainieni au uitat pentru câteva clipe de momentele grele prin care sunt nevoiți să treacă din cauza războiului în țara lor. Expoziția temporară Cer Liber face parte dintr-un parteneriat public-privat încheiat între Asociația Street Astronomy Ucraina și Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare.